lac din România este unic în toată Europa pentru proprietățile sale vindecătoare. Aici are loc un fenomen unic pe continent, fiind vorba despre heliotermie. Conform spainews.ro, lacul Ursu din Sovata este unul dintre lacurile din România cu proprietăți vindecătoare, iar anual mii de turiști vin în acest loc pentru a se trata de diferite boli. Lacul este unic în toată Europa pentru fenomenul său, căci aici are loc heliotermia. Acest lucru permite menținerea temperaturii ridicate a apei pentru o perioadă mai lungă de timp. Fenomenul de heliotermie se datorează stratului de apă dulce, astfel că aceasta nu lasă căldura să iasă din lacul cu apă sărată, ci cu proprietăți vindecătoare. Căldatul în lacul Ursu din Sovata se face după un program bine stabilit pentru ca locul să nu-și piardă proprietățile pe care le deține și pentru care a devenit cunoscut nu doar în România, ci și în întreaga lume. Băile sunt un adevărat balsam pentru cei care suferă de reumatism, boli ale pielii sau ale căilor respiratorii. Namolul și apa sărată de aici sporesc fertilitatea datorită conținutului de hormoni și nutrienți, așa că multe femei au adus pe lume copii după o vizită la lacul Ursu. Căldatul este permis doar 3 luni pe an. Dacă nu ai auzit până acum de lacul Ursu din Sovata, chiar trebuie să ajungi acolo. În această stațiune merg anual mii de turiști pentru a scăpa de problemele de sănătate cu care se confruntă.